înțelegem că e genial președintele? Cum? Asta să înțelegem că e genial președintele? Că joci tot timpul la Cacealma înseamnă, înseamnă că nu sunteți pocherist deloc, domn. Nu sunt absolut deloc. Domnul Prigoană, nu sunteți pocherist deloc. Dacă vă imaginați... Dânsii sunt pocheriști, dar nu le intră cărți bune și nu se joace la Cacealma. Asta e. Dacă nu le intră niciodată și n-au noroc, ce să fac? De vreo 10-12 ani, numai la Cacealma se joacă. Și atunci, sigur că mai sunt și unii care plătesc. Ia să-ți văd cartea. Mai rău e să ai Quinta Royală în mână și de data asta, FSN-ul celălalt, nici Joana n-a mai avut ce Dumnezeu să mai facă. Era obligat de partid să plătească. Că dacă nu plătea cu capul lui. Dar Joana n-a făcut partid cu FSN. Explicați-le oamenilor, de ce trebuia Mircea Joana să plătească cu capul lui dacă nu făcea asta? Păi simplu, pentru că l-a desemnat pe Oprea. Bun, și Oprea și pentru că a garantat făcea? Pentru această alianță, că funcționează. Și el dă telefon din Statele Unite, îi spune premierului Boc, domnule, nu trimite la monitor și nu publica în monitor decizia de desemnare a domnului general Ardelean. Te rog foarte mult, suntem parteneri, suntem șef de partide, ești premier, sunt vicepreședinte CSAT, etc. S-a dar publicat. Dar nu era mai bine să-l sune pe domnul Oprea cu câteva ore sau cu o zi sau înainte să plece în America și să spună, pe cine ai de gând să pui aici? Păi cine dar ai nu, că... să l-a sunat? Asta spune, că asta l-a sunat și spune, că l-a sunat și pe Oprea. La Oprea suna mai mult ocupat, s-auzea mai prost din partea alaltă a firului, a încercat la Boc, are telefonul mai bun Boc, că e prim-ministru, ăsta era doar la interne și avea paraziți pe fir. Și oricum și nu s-a înțeles cu Oprea. Să credeți toate poveștile astea, eu care nu sunt în politică, sunt... eu nu cred toate scenariile astea. Întâmplător eu vă vorbesc ca unul care am... Adică domnul Joana e un mare mincinos. Partenerul dumneavoastră cu care ați semnat un protocol să guvernați România este un mare mincinos, nu? Asta spune Prigoan. Pentru că a spus că i-a dat telefonul lui Oprea și nu s-a înțeles cu el. I-a dat telefon domnului prim-ministru Boc și a spus, te rog, nu publica monitor oficial chestiile astea, că nu sunt trecute pe la noi, pe la partenerii voștri. Deci asta spuneți că nu credeți. Eu nu cred. Mai înseamnă că domnul Joana e un mincinos. Dacă eu ceva nu cred, cineva minte. Minciuna în politică e super. Domnilor? Fiecare cine, domnilor, aflăm imediat cine minte, ne va da explicații și domnul Gigi Nețoiu din partea organizației ILFOV, acea organizație pe care domnul Oprea o conduce, dar aceste explicații vor veni după o scurtă pauză. De asemenea, după acea pauză, vedem ce se întâmplă cu acea controversată ordonanță a cabinetului Boc, prin care bugetarii trebuie să opteze între pensie și salariu. Există și un deadline în acest sens, 20 ianuarie, până atunci ar trebui să existe această opțiune, toate informațiile după pauză.